Vara este anotimpul potrivit pentru adoptarea unei diete sănătoase, hipocalorice, dar diversificate totodată, ideale pentru scăderea în greutate și totodată pentru păstrarea unui echilibru metabolic corespunzător. Natura se adaptează și a nevoilor noastre nutriționale din această perioadă și vara ne oferă cu generozitate fructe și legume bogate în vitamine, minerale, apă, atât de necesare organismului. Corpul nu mai trebuie să se încălzească ca în perioada rece, iar hrana trebuie să fie mai degrabă bogată în nutrienți. În această perioadă a verii, indicațiile ar fi de o alimentație cât mai ușoară, mai simplistă, bogată în vitamine și minerale, cu aport lichidian considerabil. Mai pe înțeles, este indicat consumul de crudități, atât legume cât și fructe. Sunt sănătoase, fac casă bună cu perioadele de caniculă, când pentru organismul uman există o supra-solicitare prin factorul căldură, iar a mânca prea consistent, o alimentație mai bogată în grăsimi, ne poate crește. Nu numai că ne poate crește, chiar ne crește riscul cardiovascular. Și atunci trebuie să fim atenți la ceea ce mâncăm în perioada de caniculă. Principala preocupare în sezonul estival trebuie să fie hidratarea. Din cauza temperaturilor ridicate, deshidratarea apare foarte rapid și este periculoasă. Ca atare, trebuie să încercăm să bem apă constant, cu înghițituri mici, pe tot parcursul zilei, înainte să apară senzația de sete. Băuturile carbogazoase, în general, indiferent de perioada anului, nu sunt indicate. Mulți dintre persoanele care au un exces ponderal, dacă își analizează un istoric a ceea ce fac zi cu zi, o să-și dea seama că sunt consumatori de lichide carbogazoase, fie sucuri, fie apă minerală, iar aceste băuturi nu sunt indicate. În primul rând, sunt un factor predispozant spre obezitate. Cel mai corect este să bem un ceai, să bem o apă plată, să încercăm să avem grijă la tot ce băgăm în gură până la urmă. Atât factor alimentar, cât și lichidian. Alimentele proaspete, neprocesate, consumate variat și echilibrat, nu îngrașă, ci dimpotrivă, furnizează vitaminele și mineralele necesare organismului.